sunt două probleme majore. Unul legat de mobilitatea în interiorul municipiului, că la nivelul primăriei se derulează proiecte care pun accent și încearcă să îmbunătățească în permanență mobilitatea, atât pe fondul european, cât și pe fondul guvernamental, pe piste dedicate pentru biciclete, achiziția de autobuze, trolebuze, benzi dedicate pentru transportul public, asta pe partea de comunitate internă și ceea ce e foarte important pentru noi este și partea asta de accesibilitate, conectivitate. Săptămâna trecută au fost discuții la Covasna, pe partea de autostradă București-Bacău, să întrevede că la sfârșitul lunii acestea să fie stabilit firma care să realizeze studiul de fezabilitate și proiectul tehnic pentru autostrada București-Brașov. Pe de altă parte, în ultimul timp, perioada se întâlnit la Ministerul Transportului, cu compania de autostrăzi și cu primarul de pe Valea Prahovei, săptămâna asta, pe propria întâlnire la Ministerul Transportului, participat primarul de pe Valea Prahovei, de la Prișnov, asupra Bușteni Sinaia Comarnă, care împreună cu Consiliul Județean Brașov vor constitui un ADI pentru a intra în parteneriat cu Compania Națională de Autostrăzi și cu Ministerul Transportului pentru realizarea autostrăzii Comarnă în Brașov. Să vedeți că și în domeniul acesta vor face pași în urmă. Dar ceea ce depinde de brașoveni și se întâmplă este până la urmă aeroportul, care este într-o fază avansată și care suntem convinși că într-un an de zile va funcționa.